În partea finală a ligii întâi de futsal, Auto Bergamo Deva nu va mai fi condusă de pe banca tehnică de spaniolul Victor Acosta și staful acestuia. Decizia era așteptată, președintele clubului Devean Dorin Popa fiind nemulțumit de evoluția echipei în ultima vreme, totul culminând cu ratarea câștigării Cupei României, finala fiind pierdută după ce Auto Bergamo avea un avantaj de 3 goluri în repriza secundă. Am luat hotărârea să schimbăm acum pe ultima 100 de metri. Rezultatele nu au fost cele scontate și n-a fost doar un meci, au fost câteva sincope care, părerea mea, nu trebuia să se întâmple, plus și în finală și la Ciorări s-a văzut că am condus cu diferențe mari și s-a făcut o remontată nepermisă, deci s-a văzut lipsa de decizie, consider eu acolo și nu numai eu, trebuia făcut ceva, trebuia acolo, era chiar banca tehnică să intervină. Din fosta conducere a mai rămas în funcție antrenorul cu portarii Vlad Iancu, acesta mai fiind și jucător. Noul antrenor principal al celor de la Auto Bergamo este începând de astăzi Cosmin German, iar secundul acestuia este Robert Matei și acesta fiind jucător activ. Obiectivul Devenilor pentru acest sezon, după ratarea cupei, este câștigarea campionatului. Am luat decizia să facem schimbare și va fi format corpul tehnic din Cosmin German, antrenor principal, Robert Matei, antrenor secund și Vlad Iancu, antrenor cu portarii. Deci acesta este noua componență, ei s-au apucat de lucru, suntem în linie dreaptă cu antrenamentele, nu e nicio schimbare majoră, să zic, jucătorii îl cunosc foarte bine pe Cosmin, a jucat cu parte dintre ei, a antrenat și la Miercurea Ciuc anul trecut pe 4-5 dintre ei, ceilalți îl cunosc, au fost adversari, sunt și el cunoaște bine adversarii noștri și mergem la drum, obiectivul rămâne același, campionatul, pentru că e ultima șansă să salvăm sezonul acesta. Până la câștigarea campionatului, cei de la Deva vor trebui să treacă în semifinale de câștigătoare dintre Sportul Cioroș și CFR Timișoara. Dorin Popa, președintele de la Auto Bergamo, dorind să întâlnească echipa din Banat pe considerente de distanță. În semifinală? Cu cine să jucăm? Nu, aș vrea să jucăm cu Timișoara, pentru că e departe, la Cioroș, acolo mergem iar, e puțin mai aproape decât Galațiu și e foarte departe. Eu prefer Timișoara, să vedem ce-o fi. În semifinale se va juca în sistemul cel mai bun din 3 meciuri. Auto Bergamo va juca primul meci în deplasare pe 5 aprilie, iar următoarele două, dacă va fi nevoie de atâtea, pe teren propriu, datele disputării acestora nefiind încă stabilite.